stăm de vorbă cu Charlie Fălămaș, da? Da. Actor de meserie. Actor de meserie, da. La... și muzician. Și muzician. Da. Vreau să te întreb, văd că ți-ai mutat aici birou, tot, tot arsenalul, ca să zic așa, și laptop și chitara. De ce ai ales să faci protestul ăsta aici? Pentru că nu mai rezist să văd aceeași mizerie care se întâmplă sub ochii mei. Și pentru că simt că drepturile mele au fost încălcate de prea multe ori și prea tare. Și îmi dau seama că e nevoie mai mult ca oricând de noi, de artiști și de oameni, să ieșim în stradă și să ne cerem drepturile, să nu mai acceptăm aceleași mizerii pe care le-am tot auzit și le-am tot trăit de ani de zile. Nu întâmplător m-am și pus aici, lângă monumentul celor căzuți la Revoluție, că am impresia că acești 27 de ani de la Revoluție n-au prea însemnat nimic pentru noi. Am impresia că n-am învățat nimic și asta mă doare foarte mult. Ești destul de tânăr și vorbești de Revoluție. Da, sunt născut în anul 1990, adică exact la un an după ce s-a tras în stradă și oamenii au murit. Da, poate că nu ar trebui să-mi permit să vorbesc despre Revoluție, dar imaginile și poveștile pe care le-am auzit despre Revoluție și oamenii pe care i-am întâlnit, care au trăit momentele respective și care au zbierat în stradă și mulți dintre ei au pierdut prieteni dragi sau... chiar familii, lucrul ăsta îmi spune că nu mai trebuie să lăsăm să se mai întâmple încă o dată același lucru. Oamenii care au murit atunci au murit pentru ca noi să avem niște drepturi, pentru ca noi să putem să votăm într-un mod democratic, pentru ca noi să putem să ne alegem oamenii care ne conduc și chiar dacă i-am ales, lucrează pentru noi, pentru țară, pentru populație, pentru cetățeni, ei lucrează pentru interesele lor proprii. Noi nu pentru asta i-am ales. Cât ai de gând să stai aici? Până când guvernul lui Grindeanu va demisiona. Deci până când pleacă tot cabinetul Grindeanu. Până când pleacă tot cabinetul Grindeanu. Ce te nemulțumește? Că am putea să spune că ordonanța aproape a băgat, ministrul și-a dat demisia. Da, ministrul justiției și-a dat demisia, da. S-au întâmplat niște lucruri, cu greu. Adică a fost nevoie să iasă în stradă în jur de 600.000 de oameni, nu? Și lucrurile cu greu au mers. Și încă nu e nimic sigur, încă nu știm ce se întâmplă. Care e reacția străzii? Au trecut oameni pe lângă tine astăzi. Lumea în general reacționează pozitiv și încurajator și sunt de acord cu genul acesta de protest. Până la urmă e un protest pașnic, nu zbier la nimeni, nu lovesc pe nimeni, nu arunc cuvinte urâte spre nimeni. Autoritățile? Și autoritățile au fost de acord. Nu te-a întrebat nimeni dacă ai autorizație? Ba da, m-au întrebat de autorizație, am zis că nu am autorizație, că e o chestie spontană, nu am gândit-o dinainte. Într-adevăr, e un spațiu public, dar nu întreprind nicio activitate comercială, nu iau bani pentru chestia asta, doar îmi spun off-ul și nemulțumirea. Și oamenii, în general, au reacționat bine. Chiar sau au început să poarte discuții, văzând
tot angrenajul ăsta, au început să discute că oameni, aici pe stradă, lângă mine. Oamenii te mai alimentează? Uite, unii oameni mi-aduc, cafele, mi-au adus, unii mi-au adus de mâncare, alții mi-au zis, du-te înăuntru un local, stau eu 10 minute aici, du-te, încălzește-te. Adică oamenii au reacționat foarte, foarte bine. O să vii aici în fiecare zi? O să vin aici în fiecare zi, cam de pe la ora 12 până la ora 19. Cam în fiecare, adică în fiecare zi, să ăsta-i plan. Până cade guvernul Grindeanu, ăsta e plan. Dacă tot suntem la... Văd că ai aici o carte pe care spune de veche la anul de și apare corupția. Da. Tot un mod al meu. Mai am aici una care e un pic ascunsă, care mi se pare mai bun un pic, care se numește Of Mice and Men. În traducere ar fi despre șoareci și oameni. Doar că eu i-am zis despre oameni și șobolanii noți. Mi s-a părut cea mai potrivită traducere pentru zilele astea. Te-ar satisface mai mult o demisia lui Liviu Dragnea decât a sorinului, a guvernului Grindeanu? Te-ai gândit și la asta? Odată cu plecarea cabinetului Grindeanu, automat trebuie să se întâmple și demisia domnului Liviu Dragnea, pentru că ce să ne mai ascundem după deget, știm cu toții că el este creierul din spatele tuturor acestor mizerii care se întâmplă. Adică se vede cu ochiul liber, n-ai nevoie de prea multe cunoștințe ca să-ți dai seama că un om ca Liviu Dragnea. Așa se subînțelege și mesajul de aici. Da, este... Nu este inventat de mine, este inventat de poetul Radu Vancu. De la el am preluat această lozincă. Sper că ți se vor alătura și alți artiști. Asta mi-aș dori, să fim mai mulți și să arătăm că de fapt nu doar seara contează să protestăm. Contează să protestăm și ziua. În clipele astea cred că trebuie să protestăm 24 din 7. Nu cred că rezistăm să protestăm 24 din 7, dar idealist vorbind, așa ar trebui să se întâmple. Pentru că ei n-au niciun scrupul, adică ei se comportă ca și când am fi niște cârpe, niște unii care s-au adunat pe stradă și zbiară și dă încolo. Lasă-i să zbiere, că e frig afară și o să se plictisească ei la un moment dat să zbiere, știi? Sunt din ce în ce mai puțini oameni care ies în stradă. Da, din păcate da, dar nu cred că e o problemă. Atâta timp cât mișcarea continuă și nu ne oprim din a protesta, indiferent că suntem 1000, că suntem 2000, că suntem 10.000, mișcarea continuă. Și ăsta e un cuvânt foarte puternic și un mesaj foarte puternic pentru cei de la conducere. Adică noi nu ne oprim, indiferent câți am fi. E normal, e timpul săptămânii, oamenii lucrează, au trecut deja 10 zile de protest, oamenii au obosit, e normal. Dar tinerii sunt încă aici, alături de cei bătrâni, deci, uite, au venit deja. Prezenți la datorii. E cât, 6:10, oamenii deja încep să vină în piață și o să ne strângem, sunt convins. Mai mulți decât ieri. Așa cred. Ce spun colegii tăi? Colegii de breaslă? De breaslă. Și ei la fel, mi-au adus cafele. Acum am primit mesaj dacă vreau să-mi aduc supă. O colegă de-a mea m-a întrebat dacă vreau supă, am zis că da. Da, oamenii susțin mișcarea. Acum, nu știu de ce ține neapărat, de o încăpățânare, de un curaj, nu știu de ce ține faptul că cineva iese în stradă, așa cum fac eu. Cred că la un moment dat ajungi la un prea plin și îți dai seama că nu se mai poate altfel. Nu te... Și viața și studiul meu nu stă în loc. Eu vin aici în piață și îmi studiez rolurile, îmi cântecele, scriu, citesc, lucrez ca
ca într-o zi normală, doar că în piață. Asta e modul meu de a protesta. E mai greu să faci treaba asta. E mai greu că e frig. Dar pe asta mizează. Pe asta mizează ei. Că e frig. Și oamenii, la un moment dat, se vor plictisi și vor înghețat. Și vor pleca de pe străzi. Vor merge acasă la căldură. Crezi că se va întâmpla în locul ăsta? Nu cred. Nu cred. Cred că suntem destul de... Suntem destul de puternici să nu ne oprească un insoare sau un vânt sau o ploaie. Adică, asta cred că nimic nu ar trebui să ne oprească, să ne cere dreptul până la urmă. Care e dreptul cel mai important pe care tu ți-l ceri aici? Lucru pe care tu îl ceri aici și pe care îl consideri că... Așa cum fac zilele astea, să fiu guvernat de niște oameni inteligenți și capabili să țină în mâinile lor o țară, să fiu guvernat de niște oameni care au niște principii puternice și corecte și care să aibă capacitatea de a ajuta alți oameni, nu doar capacitatea de a se ajuta pe ei. Să fie transparent în decizii, să nu dea ordonanță înșelește în miezul nopții, pe ascuns. Pentru că un om cinstit nu cred că schimbă legea așa peste noapte, ca un șarpe. Cred că ăsta e cel mai urât lucru, de fapt, pe care guvernul Grindeanu ce vor ei să înfăpuiască. Da, uite, vrem spital, vrem să îmbunătățim sistemul sanitar, vrem să îmbunătățim sistemul de educație, vrem să îmbunătățim toate lucrurile astea. Așa au spus în campanie, dar pe urmă, când au luat puterea, ce au făcut? Primul lucru ce au făcut? Au încercat să se spele pe mâini de toate păcatele lor. Ori, nu pot accepta asta. Te văd cu chitara. Ai un mesaj artistic de transmis? Crezi că ai putea să... N-am compus nimic special pentru... Mi-am repetat efectiv melodiile pe care le-am decântat în spectacolele de teatru. Și care melodia care s-ar potrivi acum pentru... E o melodie care se numește Am fost excluși. E compusă de mine. Și e extrasă dintr-un spectacol care se numește Clandestino, unde exact despre asta e vorba. Este vorba despre cum e să te simți exclus dintr-o grupare, nu? Dintr-o societate. Poți să ne fredonezi un pic? Da. Am fost excluși, am fost excluși, pe lista lor nu am fost puși, am fost excluși. Dacă nu știți pe mituși sau n-aveți un câine lăbuș, ați fost excluși. Ați fost propuși să vă întoarceți la beiuși sau la voi la vie la huși. Ați fost excluși. Ați fost excluși. Ați fost excluși. Ați fost excluși. V-au pus căluși, v-au împins pe ghețuși. Ați fost excluși. Ați fost excluși. Dacă nu purtați mănuși, sunteți simpli supuși, veți fi excluși. Ați fost excluși. Dacă nu faci zilnic duș sau dacă vezi spiriduși, treci la excluși. Ați fost excluși. Am fost excluși.
puși, am fost excluși, pe lista lor nu am fost puși. Cine nu exclus mâna sus, da, da. Cine nu exclus mâna sus, da, da. Am fost excluși, am fost excluși, am fost excluși. Mulțumim. Greu să cânți cu mâinile înghețate pe... Da, destul de greu. Mai scapă pe corzi. Dar chiar și așa satisfacția e... Chiar și așa satisfacția e. Spune-ne acum, pe final, că văd că au mai venit și alți colegi și lumea vrea să se adevărbă cu tine. În una sau două fraze, de ce ar mai trebui să iasă lumea în stradă și un mesaj al tău pentru tinerii artiști și pentru tineri în general? Cred că lumea ar trebui să continue să iasă în stradă, pentru că avem de a face cu niște minți viclene de la care ne putem aștepta la orice. Spun minți viclene pentru că știm cu toții că ei sunt produsele comunismului, ei sunt reminescențele comunismului, oamenii ăștia. Iar tinerii artiști, cred că, nu neapărat tinerii artiști, artiști, cred că trebuie să ia atitudine în momentele astea. Știm cu toții că arta are capacitatea de a schimba. Știm cu toții că întotdeauna arta a reprezentat un stâlp de rezistență în mișcare. Tot timpul a fost în mișcare. Și e important. În fiecare zi aici, de la... fiecare zi aici. Ora 12:30. Fie ploaie, fie vânt. Fie ploaie, fie vânt. Astăzi mi-am adus și umbrelele, dar n-a fost nevoie să le folosesc, am crezut că va ninge. Am avut noroc astăzi, n-a nins. Îți mulțumim, succes. Sau hai să nu spunem succes, că parcă nu sună bine succes. Felicitări pentru și multă rezistență. Trebuie rezistență să mare. Rezistăm. Și lumea să vină în seara asta să fie alături, nu? Imediat începem. La 7 pornim. Îți mulțumim frumos. Mulțumesc și eu. Sănătate.